Ce acolo? Hai, vină cu acum, mama. Hai la mami, pui. Hai cu mama, iubirea lui mama. Haide. Haide, ce ți-a pus mami aici, a? Ia. Ce avem aici, pui? Ce avem aici, mama? Ce avem aici? Ce mănânci aici, verzică? Ia. Hai, ne așezăm în scaunel. Ne așezăm în scaunel, mama? Haide, hai să mergem la scaunel. Hai, hai cu mama. Așa, iubitule. Așa, mami. Așa, și hai să punem mami scaunelul aici. Îl punem aici, puiul. Hai la mama. Așa, puișorul meu. Bine v-am regăsit la un nou clip. Fabian. I-am pregătit lui Fabian să mănânce. Așa, mami, mănânci singur el puiul? Este dezastru la noi în casă. Dezastru. I-am dat bluzița asta pe el pentru că am venit din excursie și uitați-vă cât am spălat acestea. Plus mai am acum o mașină și mai am încă două ture de spălat. Am schimbat și lenjeria și voiam să vă arăt. Dar n-am unde, nu. Vreau să vă arăt cum, cât mai am, dar zic lasă altă dată, că nu trebuie să vedeți câte mai avem acolo de spălat, nu-i așa, mami? Și vreau să-i dau acum lui Fabian să mănânce. Hei, ce ai făcut, mama? Adi s-a dus să-și facă și el un remene, pentru că de la jiu-jitsu nu știu ce a făcut, sau de la taekwondo, ce face el acolo, jiu-jitsu, s-a lovit la umăr. Haide, mama, nu mănânci? De ce? Hai, ia tu singur și mănâncă. Ia tu singur, aici. Da, râzi? De ce râzi? Ha, te-am văzut ce vrei să faci. Te-am văzut. Te-am văzut. Așa, hai, ia. Ce faci? Ai dat acolo și le pui tu la loc? Hai, ia și mănâncă. Așa pui eu, hai. Hai, ia tu și mănâncă. Hai, pap singurel? Pap singurel, mama? Hai, du la guriță. Ea a făcut mama niște varză cu ciuperci și ar cam fi cazul să mănânce, dar prietenul nostru a mâncat o banană acum vreo oră și mă îndoiesc că ar mai mânca acum. Și cum vă ziceam, Adi a plecat să-și facă remeneu. Stai, stă și mami lângă tine puțin și stăm de vorbă și cu urmăritorii noștri și după aia începem să filmăm, da, puiu? Așa. Și avem emoții. Mâine ne-a chemat la neuropediatru. Să nu cazi, mama, că uite, asta alunecă. Ne-a chemat la neuropediatru și am niște emoții cât casa. Vreau să mi se spună o dată negru pe alb ce am de făcut, să nu mai stau să mai aud, să așteptăm să facă 3 ani, că și dacă așteptăm să facă 3 ani, nu se întâmplă nimic. Dacă are nevoie de terapie, să începem să facem terapia, dacă nu, măcar să mă îndrume. Și vreau să fiu foarte clară și concisă cu domnul doctor, pentru că este un om excepțional, înțelege, și vreau să-i spun direct, haideți să o luăm într-un fel, pentru că văd clar că este ceva în neregulă. Ce vreau eu să vă spun, i-am cumpărat, uite, așa ceva lui Fabian. Îi iau tot felul de jucării oare din acestea în care el trebuie să pună formele și așa mai departe. Vreau să vă spun că le face imediat o singură dată. O singură dată, dar după aceea nu le mai face. Și aș vrea să văd cum pot să-i captez atenția mai mult. Îmi dau seama că este vorba de o lipsă a puterii de concentrare sau că nu are răbdare. Înțelege ce are de făcut, dar nu vrea să coopereze și aș vrea să văd cum aș putea să-l ajut în acest sens, pentru că este frustrant și pentru mine ca mamă să văd că nu pot să-l ajut. Îmi dau seama și din faptul că el, neputând să vorbească, nu se poate exprima, există o frustrare și mai mare. Pardon, iubitule! Așa. Și aș vrea să punem puțin lucrurile pe un făgaș normal. Dacă este necesară terapia, să începem terapia acum,
să nu mai stăm să amânăm, că până face 3 ani, bun, mai sunt 2 luni, să vedem ce ne zice. Eu, oricum, am multe, multe întrebări pentru dânsul, sper să primesc și niște răspunsuri liniștitoare și care să mă ajute, să mă ajute pe mine, în primul rând, pentru că este clar că este o neliniște și la mine și o recunosc și mi-o asum, dar, na, numai mamă să nu fii ca să... Stai, mamă! Să nu conștientizezi anumite lucruri și să nu te îngrijorezi anumite lucruri. Așa, iubitule, și mai ce? Așa. Da, mamă. Da. Dar vorbește, mama, spune ce este ăla acolo. Așa, bravo. San. Așa, și babalizările astea, din ce mi-a spus mie domnul doctor, și vreau să revin acum la niște lucruri. Am spus eu odată pe un clip când eram în Anglia, Fabian a făcut ceva și nu s-a văzut la cameră ce a făcut el, dar doar a babalizat ceva și i-am spus bravo. Și atunci cineva m-a certat în comentarii și mi-a spus că îl încurajez să babalizeze. Nu, nu despre asta este vorba. Mie domnul doctor mi-a spus să-l încurajez la orice face, și dacă este o babalizare, și dacă este mutat unui obiect dintr-un loc în altul, și dacă, nu știu, pune o formă unde trebuie. Tot timpul trebuie încurajat. Și mi-am adus aminte că atunci eu când vorbeam cu voi, Fabian a, nu mai știu, a făcut o ceva bine, a făcut un lucru bun și însoțit de o babalizare. Dar pe cameră s-a auzit doar acea babalizare, iar eu am spus bravo, l-am încurajat pentru ce a făcut. Și cineva mi-a spus că eu stric copilul, că nu se încurajează babalizările. Neuropediatru mi-a spus că da. Persoana respectivă care m-a apostrofat, nu știu ce pregătire are, nu știu, mă rog, în fine, am vrut doar să subliniez acest lucru. Am emoții și vă zic sincer că am emoții. Sufletul meu de mamă îmi spune ceva. Dar vreau să merg pe varianta științifică, gen să mă îndrume medicul neuropediatru, să vedem ce spune. O să vă iau cu mine, dar nu în acest clip. Acest clip este de dinainte, este seara emoțiilor și am zis că vreau să dau drumul la cameră și să filmez un videoclip, să-mi rămână acolo amintire. Pentru că, vă spun sincer, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, este copilul meu, sunt mama lui... Mergem mai departe și luptăm, orice ar fi, orice ar fi. Și da, sunt niște emoții, sunt niște emoții uriașe. Te văd, te văd. De când sunt cu el acasă, de 2 săptămâni, vreau să vă spun că am văzut un contact vizual foarte bun la el, chiar foarte bun și nu doar cu mine, cu cei din jur. Au fost aseară nașii pe la noi și... Au un copilaj de un an de zile, Fabian a interacționat într-un mod agresiv cu el, dar din ce mi-a spus mie doctorul, pentru că Fabian face lucrurile astea de foarte multă vreme, mi-a spus că este o formă de iubire, o formă de a arăta afecțiunea, pentru că el încă nu este șlefuit. Mi-a zis să vă gândiți că este un diamant neșlefuit. Și este foarte greu să încerci să-l șlefuiești pe Fabian, mai ales că nu sunt cu el non-stop și... În acest sens vor fi anumite schimbări, v-am mai spus eu vouă în alte clipuri că vor fi niște schimbări în ianuarie, dar schimbările sunt făcute, avem două planuri eu cu Adi, A și B. În funcție de ce ne va spune doctorul neuropediatru, vom vedea pe care plan vom merge, pentru că sunt două planuri diferite, dar două planuri care mă vizează direct pe mine și pe Fabian. Acum... Vedem ce se va întâmpla mâine, o să vă dau de veste, o să vă dau de știre, o să facem un vlog și o să vă pun la curent cu tot ceea ce mi s-a spus. Și cam atât. Emoții, emoții și abia aștept să vorbesc cu dânsul, să... Oricum mă bucur tare mult că a reușit să ne dea și nouă un loc, pentru că, na, e greu. Noi am avut o programare cu dânsul, dar era online
Și eu l-am rugat dacă se poate să îl vadă pe Fabian și mi-a spus că în momentul acela nu putea să ne vedem. A încercat să-mi mute programarea și am zis ok, dacă mutați programarea, haide să ne vedem. Este mama. Și foarte bine am făcut pentru că ne vedem, vreau să-l vadă și dânsul, este și doamna psiholog acolo. Acum, să sperăm că toate vor fi bune, eu acum vorbesc mult. Ce ai făcut, mama? Cum am văzut? De ce le-ai deslipit? Vai, păi acum nu se mai lipește, s-au luat cu tot cu var. Ia uitați ce a făcut. Deci am lipit împreună astăzi astea aici, pe perete. Și el l-a deslipit și l-a luat cu tot cu var. Ia uitați ce este aici. Deci uitați-vă ce este în camera asta aici. Îți place ce ai făcut, mama? Îți place? Ia uite. Ia uite, s-a luat și varul de pe pereți. Ia uite, mamă. De ce l-ai deslipit, mama? Ia uite, și elefantul Cici pe jos. Și Caterpillar. Vai, ce l-ai făcut, puiule? Ce ai făcut, mami? De ce l-ai deslipit? Ce te mănâncă urechea? Scoate degețelul din guriță. Of, mămică. Greu cu el, greu cu el. Așa, ia haide să vă așez și pe voi aici. Și dintr-un antralta, acesta, închidem paranteza cu tot ce va urma să fie mâine. E vinul la mama. Nu, dar de ce nu vrei? Ia să-ți spună mami asta pe cap. Nu vrei? Nu-ți place, nu? Cine e acolo, bebe? 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 Da. Închidem paranteza, cum v-am zis, închidem paranteza cu ce se va întâmpla mâine. Ce faci? Ce faci? Mă iubești? Și mami cu tine. Ce-ai văzut acolo? Ce-ai văzut acolo? Stai că atingi microfonul și o să facem o lezie la urmăritorii noștri, mami. Urmăritorii noștri care au cerut să te vadă, mama. Da. Oh, Doamne, că tare mi-ești drag. Ce cauți aici? Ia uite, ai altă carte aici. Da. Da, mama. Ai altă carte. Vă ziceam că au fost nași ieri la noi și voiam să vă arăt ce cadouri a primit Fabian și să vedeți cât de bine mă cunosc eu cu nașa mea, ca să vă fac așa puțin context. Nașa mea este prietena mea din liceu, am fost la clase separate și ne-am întâlnit în liceu și de atunci am rămas prietene și trebuia eu să o cunun pe ea cu fostul meu iubit, dar pentru că ne-am despărțit, ei s-au căsătorit și m-au cununat ea pe mine și cu Adi. Și ieri a venit la Fabian și i-au adus un plovăraș de la H&M. Și culmea ironiei a fost și chiar i-am arătat nașei mele. Eu aveam acest plovăraș la în basket, în coșul de cumpărături și am zis, zic, mai stau puțin pentru că eu i-am cumpărat câte ceva de la Primark și să vedem cum o să ne orientăm acolo la grădii cu frigul și așa mai departe și mă gândeam că ăsta este mai subțirel în clasă fiind cald. Și am vrut să îl cumpăr. Numai bine că el a cumpărat nașa și, la fel, aveam acești blugișori în coș și numai bine că i-a luat nașa. Din păcate, i-a luat o mărime cam mare, este 98 aceasta și mi-a lăsat bonul aici. Stai, mami, stai, pui. Aoleu, ce mă mai iubești. Mi-a lăsat aici bonul, este un bon cadou, adică nu are prețuri, asta îmi place foarte mult la H&M, dacă faceți cadouri puteți să cereți bon cadou și vă vor da bonul fără prețuri. Și aici am mai cumpărat tot de la H&M o bluziță de piele cu 3Rex. Ping! Așa, și aceasta este 98, dar aceasta este bună de el. Eu trebuie să mă duc să îi schimb doar, de fapt nu doar, că și plovărul este mare. Pantalonii și plovărașul, plus ea mai cumpărat niște
dar nu pot să spun pentru că el trebuie să mănânce mâncare. Știu că momentan nu o să mănânce, că am mâncat o banană acum vreo oră, tocmai de aceea am permis să stau să vorbesc acum cu voi. Măi, tic, tic! Titit! Titit! Iubire, mea! Da. Bun, revenind, am terminat... A, și i-a mai cumpărat, i-a mai cumpărat această carte. Așa, cu numere. I-a mai cumpărat și cărticica aceasta, o carte de colorat. Ce ți-a mai luat, mamina, așa că ți-a mai luat ceva și unde le-ai pus? I-a cumpărat și o carte de colorat cu apă și ia stați puțin să vă arăt și vouă, pentru că mi s-a părut o chestie super interesantă. Fabian s-a jucat foarte mult cu ea. Ia stați așa să vă arăt, pentru că este și asta pe undeva pe aici. Exact asta este. Opa, așa. Ia asta să vă arăt eu așa de aici. Deci, aceasta este o cariocă. Se umple cu apă capacul, se închide. Fabian a lăsat-o descoperită. Așa. Și arată cam așa pe interior. Este pagina albă. Ia să vedem dacă funcționează acum. Să vă arăt cât de interesantă este. Uite. Și dați cu apă și se va colora. În momentul în care apa se va evapora, bine, acum nu prea mai are apă, că de obicei dacă are apă suficientă, este suficient să trageți doar o dată cu carioca peste ca să apară imaginea. În momentul în care apa se evaporă, foaia revine la culoarea inițială, adică la alb. Bravo, hai, colorezi tu, hai. Au, ți-e somn? Așa. Bravo, mama, iubirea mea. Așa, mami, mai trebuie apă. Hai că spune mami apă, vrei? Bravo, puișorul meu. Bravo, mama. Așa, iubirea lui mama. Ia, ce avem aici? Hedgehog. Ia uite, kits, 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 kits. Kits, kits. Nu frumosule, mă, nu frumosule. Mă, dințozule, mă, dințozule, mă, frumosule. Așa, și ia stați să mai, mai adun eu de pe aici, pentru că mai sunt lucruri. Vreau să vă arăt ce am cumpărat din concediu, pentru că sunt tare încântată de ce am găsit. Așa, stați că mai am ceva aici. Nu? Sau l-am luat? Cred că l-am luat, da, l-am luat de aici și l-am pus. Ah, nu, nu l-am luat, gata. Așa. Astea sunt sacoșele pe care le-am cumpărat. Și vreau să vă arăt și vouă. Te vezi aici? Uite ce frumos ești, mă, mami, mă. Of, mami. Of, mami, mami. Așa. Vrei pe Nino, Nino? Ia uite. Nino, Nino. Ia uite, mama. Ăsta nu ți-l desface mami acum, pentru că le-ai desfăcut pe toate și nu te joci cu niciunul. Te joci 2 minute și gata. Așa. Așa, ce e aici? Mu. L-am surprins mai devreme pentru că eu i-am cumpărat acest joc. Unde are animăluțe. După cum vedeți, se pun în forma inițială. L-am surprins mai devreme cu acesta și a spus animăluțele cum fac fiecare în parte. Ca de obicei, de fiecare dată când îl surprinzi și îți zice ceva și dacă îl rog să mai zic o dată, nu mai zice. Și asta pe mine mă râmă chestia asta, mă disperă. Pentru că a spus cum face calul, cum face cocoșul, cum face găina, cum face rața, vaca. La iepuraș n-a zis nimic și la moară. Are aici o moară de vânt. N-a știut cum se zice, nici eu nu știu cum se imită. Și l-am rugat să mai spun o dată. Na, nu mai. Gata, s-a terminat. Bun, haideți să lăsăm puțin pe Fabian să se joace cu cărticelele lui. Așa, mami, numai puțin, da? Și haideți să vă arăt ce am cumpărat din excursia noastră.
Primul popas pe care l-am făcut a fost la Hanul Ancuțe. Eu am fost la Hanul Ancuțe în clasa 7-a cu doamna profesoară de română, cu doamna Manole Agripina. Dacă se uite la mine, vă pup cu mare drag. Și cu domnul Sandu, profesorul meu de geografie, care din păcate a decedat. Și cu doamna dirigintă, doamna Elena Veleanu, profesoară de istorie, pe care și pe dânsa o pup. Și mi-am adus aminte când am ajuns noi acolo, eram clasa 7-a și a început doamna Manole să ne întrebe câte ceva din Hanul Ancuțe, pentru că noi studiasem opera. Iar acum când am revenit, am rămas surprinsă să văd, mi-aduc aminte cum era atunci, cum era intrarea, ce găseai pe de o parte, pe de alta. Mici schimbări, dar să știți că așa în mare arată cam la fel. Și prin ce locuri am fost, mi-am cumpărat câte un magnet. Eu sunt înnebunită după magneți. Am o colecție aici pe frigider, mai avem în Anglia câțiva din excursiile în care am plecat cu Adi direct din Anglia. Am lăsat magneții acolo, dar o să-i aduc pe toți acasă. Așa că o să cam vedeți câțiva magneți pe la mine pe aici prin colecție. Aici am fost la Porumbacul de jos sau de sus, nu mai țin minte, pe lângă Sibiu, am fost la Povestea Calendarului și la Castelul de Lut, la Valea Zenelor. Am intrat la Povestea Calendarului. E Dii ăla. Nu-i porc, mama. Face ca un porc. Am intrat la Povestea Calendarului și am cumpărat luna ianuarie, luna Gerard, supranumită luna Gerard în termeni populari, pentru că atât eu cât și Adi, cât și Fabian suntem născuți în ianuarie și am zis că este luna reprezentativă pentru noi și evident am cumpărat-o și pe aceasta. Am ajuns acolo pe o ploaie așa măruntă, dar nu era deranjantă. E, până am ajuns noi, până la finalul plimbării noastre, am vrut să intrăm la Castelul de Lut, dar a început o ploaie torențială. Oricum, toată vacanța noastră nu m-a plouat. Toată vacanța, ca să vedeți. Deci am stat 10 luni de zile și am așteptat să mergem și noi într-o vacanță și bineînțeles că plouă. N-am mai putut să mai intrăm la Castelul de Lut pentru că ploaie, n-aveam umbrele și deja începusem să ne udăm. Și am zis, zic, haide că poate mai aveam noi vreodată ocazia să mergem. Aici am cumpărat și facem așa puțin abstracție de faptul că vă prezint altceva. Am cumpărat o cremă de la Alinan. Este luată din vacanță, vă promit, asta este luată de la Târgu Neamț. Pop Ionela, urmăritoarea mea dragă, pe care o pup și o salut, ca de fiecare dată ea este prezentă și mulțumesc tare mult și mereu vine cu câte o idee la mine, mi-a spus de această cremă pentru funduleț. Și am intrat într-o farmacie pentru că, stai să vă zic și de ce am avut un concediu stricat. În 36 de ani, bine, hai că n-am măsele de 36 de ani, în 34 de ani eu n-am avut odată o durere de măsea, absolut niciodată. Eu întotdeauna mă duc la stomatolog de două ori pe an, îmi fac revizii, implanturi, tot coronițe și așa mai departe, fațete, tot ce-mi trebuie. E, în vacanța asta pe mine m-a durut măseaua, fraților, dar m-a durut într-un hal, de mie nu mi-a venit să cred că o măsea te poate dura în halul ăsta. Deci nu mi-a venit să cred că există așa durere. Doamne, eu oricum mi-am luat la mine antinevralgic, paracetamol, algocalmin, zic să fie acolo. Am luat pastile și pentru mine și pentru Adi, nu știi niciodată ce durere te lovește. Am luat și niște nolicin, just in case, pentru că, na, suntem femei, sunt femei. Fraților, și ce durere am pățit, Doamne, Doamne, asta a fost în a doua seară. Dar rău de tot, deci cu mădurea și ochiul și capul și gura, tot. Și m-am tratat eu acolo cu antinevralgii, da? Și am oprit la o farmacie să întreb de ketonal. Și am văzut această cremă, pentru că despre asta este vorba. Mi-o prezentase Ionela mie și mi-a spus că este foarte bună pentru poponenți și este ieftină. Eu nu mai vreau să mai folosesc o cremă sub nicio formă, pentru că l-a iritat, l-a iritat rău de tot și acum, na, folosind sudocrem mereu, 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 mă gândesc că organismul deja sau pielea s-a obișnuit cu aceasta și, na, orice este în exces, este
nasol. Doamne, după 2 ore, haideți că a venit și Adi, a trebuit să întrerup, să mâncăm, ea trebuie să-l hrănesc pe Fabian, să-i fac baie, să-l schimb. Hello, sunteți bine? Da, și eu. Bun, haideți să continuăm și să vă arăt ce am cumpărat. Să vă spun de ce sunt iarăși emoționată și am început să pregătesc, am călcat acum, am început să-i pregătesc lui Fabian cu ce îl îmbracă pentru mine, mi-am pregătit mie, l-am întrebat pe Adi ce se îmbracă și stăteam așa cu Adi și începem să vorbim și am început, de fapt Adi a zis, lasă că o să fie bine cu ajutorul lui Dumnezeu și el s-a dus, de fapt el amândoi ne-am dus la mănăstiri când am fost acum în Maramureș. Și nu știu, a zis de niște cuvinte așa care m-au emoționat așa și zic, oh my god, gata, bun. Haideți să trecem peste și să încheiem această acoladă. Deci fiți atenți, am încercat să-mi pun microfonul ăsta puțin mai jos. Știu că vă fâșii acum puțin, dar stă rău de tot, dar n-am ce să fac pentru că nu mai vreau să-l țin chiar atât de aproape de gură ca să nu mai deranjeze auditiv. Bun. Am reușit să ajungem și la săpânța. N-am fost niciodată la săpânța, am fost foarte aproape, dar nu am ajuns și mi-am cumpărat și de acolo un magnet. Ia asta să dau eu folia asta jos pentru că vreau să pun magneții pe frigider. Așa. Interesante locuri pe la săpânța pe acolo și interesante crucile. Și ce m-a uimit acolo, am văzut mai multe morminte. Bine, evident că am văzut morminte. Erau mormintele unor copii, Doamne, și ce poezie erau acolo, deci efectiv te înmuiau așa, cel puțin dacă ești mamă și nu știu dacă nu ești lângă copilul tău sau... E crunt. Să vezi acolo copil de 2 ani sau copil de 6 luni sau copil de 3 ani și să vezi și imaginea acum desenată, cumplit. Anyway, hai să mergem mai departe. Mi-am cumpărat pentru masă, pentru masa mea de acasă, mi-am cumpărat acest suport din lemn pe care scrie aici România, așa, este făcut manual. Uite că nu mai știu prețul, știu că pe magneți am dat 10 lei, 15 lei, 20 de lei, variază. Și pe acesta, pentru că am cumpărat mai multe, acolo în Maramureș puteți negocia. Dacă vă duceți la vânzătorii aceia, nu ambulanți, sunt vânzători care au niște tarabe localnici, puteți negocia. Eu nu am cerut să negociez, ei au negociat, ei au spus, lasă că ăsta cred că era 35 de lei și mi l-a lăsat la 30 de lei. Este cam firav, dar mi se pare mie foarte drăguț așa din lemn. Și știți că am chestia asta așa cu lemnul, cu negru, pe decoruri de masă. Acum să vedem, sper să-mi treacă. Uitați-vă ce am cumpărat lui Fabi. Na? Asta este pentru Fabian. Clopot, parcă se numește? Da. Este din tradițional din Maramureș. Abia aștept să o pun pe cap să văd ce zice. Astea, gândiți-vă că toate măgeluțele astea sunt făcute la mână. Doamne, ce migală și ce tradiții frumoase și superb, superb, superb. Așa și la spate are așa 2 ciucurași cu steagul României, dar uitați-vă aici ce detalii frumoase și câtă migală. Vă uitați așa la ea, este o pălărie, dar cred că a luat o grămadă de timp să fie făcută pentru că se vede migala. Aceasta parcă a fost 30 de lei. Probabil o să râdeți, dar să știți că are un scop. I-am cumpărat lui Fabian un fluier pe care momentan nu vrea, l-am desfăcut, după cum vedeți nu are ambalaj. L-am desfăcut și încerc să-l învăț fluiere. Asta ne-a recomandat medicul neuropediatru pentru că el trebuie să învețe să expire aerul pentru a produce sunetele. Și cum pot să-l învăț? Decât printr-un fluier. A pus gurița pe el, dar încă nu știe să sufle. Tot încerc să-i explic cum se suflă și să-i arăt, dar încă n-a prins șmenul.
dar mai insistăm. Este tot așa un fluier manual, făcut manual, pictat manual. Nu știu ce să zic eu de partea asta de aici de sus, cu culorile astea, parcă prea sunt trase așa la dungă. Oare să fie ele chiar pictate manual? Așa mi-a zis vânzătoarea. Pe aceasta am dat 10 lei, erau și mai mari la 15 lei și mai mari la 25 de lei. Că tot venise vorba de fluier, pe acesta l-am cumpărat din, de la Hanula Încuței. Pe acesta am dat 20 de lei și în acesta poți să pui și apă. Este din lut. Da? Și să vă spun de ce l-am cumpărat. Inițial l-am cumpărat pe acesta pentru Fabian, dar când a văzut-o s-a uf, el nu pune mâna pe așa ceva și nu pune nici gura pe așa ceva. Și mi-am amintit de copilăria mea când mă duceam la bunicii mei în Mediaș, în vacanțe. Aveam în camera din față o pasăre ca aceasta, un fluier exact ca acesta, doar că era negru și avea o dungă verde la gât și ciocul era maro. Și eu nu știam că este un fluier, iar bunicul meu m-a păcălit, de fapt m-a păcălit, a pus apă în fluier și a început să fluiere. Și eu nu vedeam cu ce fluieră și zic, Doamne, dar cum face sunetele alea așa? Și ulterior mi-am dat eu seama că este de fapt un fluier. Și ăsta l-am luat mai mult pentru mine și vreau să-l pun în sufragerie, în vitrină. Parcă 15 lei am dat pe el. Așa. Aici am cumpărat o pălincă de la Săpânța, este 50 de lei și aceasta mi se pare că are jumătate de litru sau 300. Nu scrie. Cred că are jumătate de litru. Anyway, 50 de lei am dat, era zic 250 de lei. 50 de lei am dat pe ea, dar uite că mă oftic că nu scrie aici cât. Nu, aici scrie diametrul sticlei. Dar cred că ar fi 500 de mililitri. Este o pălincă de gutui. Dar ce miroase a gutui. Da, nu o să o încerc acum. Am cumpărat-o să fie la mine în casă sau să o dau cadou. Ce mai am? Aici am cumpărat o pancartă cu Tatăl nostru. Este luată de la Mănăstirea Bârsana. Da. Este luată de la Mănăstirea Bârsana. Parcă 10 lei a fost aceasta, cred. Așa și tot așa am luat-o ca să o ofer cadou. Tot de la Mănăstirea Bârsana am cumpărat aici o sticluță de mir, aceasta a fost 10 lei și are înăuntru o frunză de măslin. Miroase foarte frumos, foarte, foarte frumos. Mi-amintește de vacanțele mele din copilărie de la bunici în care ne duceam la biserica din sat și preotul ne miroia exact la fel miroase și preotul din sat era prieten cu familia mea și mereu când era mirul mai pe sfârșit, cam până pe aici, așa, mi-l lăsa mie. Mereu îmi zicea, Sandra, vino, vino încoa și mi-l dădea mie. Vă fușii puțin. În caz de nu vă dați seama pentru cine am cumpărat acest lucru, vă rog să citiți. Așa, pentru mămica mea, când m-am născut, plângeam, tu deja mă iubeai, m-ai crescut, m-ai răsfățat și ai avut grijă de mine și m-ai ocrotit. Îți mulțumesc că m-ai ajutat, că m-ai înțeles, nu pot să-ți răsplătesc bunătatea, dar cât trăiesc, ție îți ofer toată dragostea pe care o am și pot spune că mama mea este o femeie minunată. Cu drag. Și aici ar trebui să mă semnez eu și sora mea. Deci, evident, l-am cumpărat pentru mama. Și tot pentru mama am cumpărat din Maramureș, de la Săpânța, am cumpărat această pereche de papucei care vin căptușiți sau capitonați sau cum vreți voi, îmblăniți cu blană din oaie naturală.
sunt niște minuni. Și să vă spun și de ce i-am cumpărat. Pentru că, la fel, totul se leagă, totul are o continuitate, totul are așa o, o legătură. Tot așa, când eram noi mici, eu știu că mama mea supera foarte mult că nu-și vedea părinții atât de des și pentru că ei erau în Mediaș, noi eram în Buzău, adică era o distanță foarte mare și nu ajungeau să se vadă destul de des. Și de fiecare dată când se ducea în Mediaș, mama efectiv savura fiecare clipă, fiecare moment, fiecare oră, timp, ceas petrecut cu cei dragi și voia să-l vadă și pe mătușa nu știu care și pe unchiul cu tare și pe vărul cu tare și așa mai departe. Și tot timpul mama ca și mine, cred că eu iau chestia asta de la ea. Vă povesteam eu într-un video trecut în care mă duceam eu la bunicii mei în vacanță și îmi lăsam camera într-un anumit mod, într-o anumită ambianță, să zic așa. Și când mă reîntorceam după câteva luni, o găseam la fel. Ei, mama când se ducea la media și totul era exact cum era în copilărie. Bunica mea nu schimba absolut nimic, nu muta lucruri, totul era lăsat exact așa cum le știa mama din copilărie. Și în copilăria ei, mama a avut niște papuși de genul cu blană de oaie, dar erau niște papuși negri, tot așa cu un desen, cu un imprimeu, dar nu cred că erau imprimeu, cred că erau cusuți, de fapt, dar erau sigur cusuți, asemănător acestuia, dar erau pe negru și blănița era neagră. De fiecare dată când ne duceam la Mediaș, se întâmpla o dată sau de două ori pe an, bunica îi dădea papucii mamei, papucii ei, de fapt, care i-a lăsat acolo înainte să se căsătorească. Și m-am amintit faptul că mama își iubea acei papuci. Și mereu am zis, dacă voi găsi vreodată ceva asemănător, o să-i iau. Doar că aceștia sunt pe bej, mama îi avea pe negru, dar sper să-i placă mamei. Am măsura 37, deși mama poartă 36. Nu avea o mărimea 36, asta era cea mai mică. Iar eu de obicei port 37, am încercat să-i probez și sunt puțin cam mici de mine, așa că eu cred că vor fi foarte bun de ea. Sper să îi placă. Și la pièce de résistance, să zic așa cum zice francezul, este ceva ce eu mi-am dorit de foarte multă vreme, dar de foarte multă vreme, și mi-am dorit una de la mama ei de acolo. Hai că vă arăt. Mi-am cumpărat o ie, fraților. Deci este din pânză, este foarte moale, foarte moale. Totul este cusut manual. Absolut totul este cusut manual. Uitați-vă ce detalii avem aici. Și așa, aici, pe partea asta. Câtă precizie și câtă migală din nou. Superb. Deci absolut superbă. Mi-a plăcut. Era cea mai mică mărime. Uitați-vă la ea cât e de lată. Dar, na, exact cum a zis și doamna atunci, se prind cu brâie, cu... nu se lasă așa, de-aia sunt așa de late. Că am zis și eu zic o mărime mai mică, nu aveți? Și mi-a spus că asta este cea mai mică mărime. Și de ce mi-a cumpărat ea asta? Pentru că, urmându-i exemplul de Ane Andronic, anul acesta vreau și eu să fac vlogmas, mi-a reușit vlogtoberul cu chiu, cu vai, cu așa mai departe, mai cu mâna, mai cu piciorul, cum zice românul, am reușit să-l duc la bun sfârșit și vreau să încep și vlogmasul și de anul acesta vreau să-l fac puțin diferit. Vreau să îmi canalizez toată energia, atâta timp cât nu este Fabian lângă mine și este la grădiniță, vreau să-mi canalizez toată energia pentru vlogmas. Și m-am gândit pentru 1 decembrie, pentru că am văzut ideea asta la Diana Andronic și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult și dă dovadă de un profesionalism desăvârșit și, nu știu, o autenticitate maximă. Și na, recunosc, este un model pentru mine, este un model pentru noi. Mi-a plăcut faptul că a început vlogmasul pe 1 decembrie îmbrăcat într-o ie tradițională. Am încercat eu să împrumut una de la cineva, am găsit, dar am zis, știi ceva,
întotdeauna mi-am dorit o ie și mi-am dorit o ie tradițională, mi-am dorit o ie de la mama ei și am zis, bă, dai un ban, dar rămâne hăhăt, mult și bine. Pentru că nu sunt deloc ieftine, pe aceasta am dat 250 de lei și era una dintre cele mai ieftine, pentru că cele care aveau și fir și mai multe broderii și mai multe modele sunt mult mai scumpe decât aceasta de 250 de lei. Așa că stare mândră de ea mea. Văd că îmi lipsesc câțiva magneți și vreau să vă mai arăt ceva ce am cumpărat, pentru că și ăla este ceva unic și este foarte bun și vreau să vă arăt și vouă, așa că o să vă iau la locul respectiv. Doamne, haideți că l-am căutat, deci nu le mai găseam. Am cumpărat acest sirop de afine, tot așa am cumpărat de la Mănăstirea Bârsana. Este un sirop de afine presărat la rece, recomandat pentru vedere, imunitate, tulburări digestive și anemie. Eu l-am cumpărat mai mult pentru anemie și imunitate, pentru mine. Și pe cum vedeți, l-am gustat puțin. Deci este fenomenal. Este foarte bun. Este făcut de măicuțe acolo în mănăstire. Mai aveau de... Asta este de afine, mai aveau de coacăze și de mure. Dar mă gândesc eu că coacăzele nu-mi plăceau mie, mi se pare acre și murele cred că te negrei, te făceai tuci. Și asta am cumpărat de la mănăstirea, de la cetatea sau mănăstirea Petru Vodă, ceva de genul, nu, cetate. Avem așa o alifie de mărul lupului, gălbenele și arnică. Este recomandată pentru emoroizi externi, puternic cicatrizant, ulcer varicos, psoriazis, pitriazis, bătături, crăpături, noduli mamare, eczeme umede sau uscate, acne, arsuri de orice tip, răni cu ulcerații. Farmacia naturistă. Haideți să vă arăt și cum arată. Și nu vreau să știți cum miroase. Deci e... Miroase nasol rău de tot, dar din câte am înțeles eu fac o treabă excelentă cremele astea și aveau mai multe, mult mai multe, dar eu asta vreau să o încerc și pentru dermatita lui Fabian, să vedem dacă funcționează. Da, dragilor, cam acesta cred că a fost vlogul de astăzi. Hai, prietene, fă și tu un focus acolo. Gata. Cam acesta cred că a fost locul de astăzi. Sper că nu m-am lungit prea mult. Emoții, emoții și iar emoții. Mi se și frică de ziua de mâine, dar cu Dumnezeu înainte, așa cum a zis și Adi, trebuie să trecem și peste acest lucru, pentru că e spre binele nostru, este spre binele lui Fabian și spre liniștea mea. E greu, pentru că acum va fi momentul decisiv să vedem ce facem, încotro luăm, ce plan vom aborda din ianuarie și este o decizie nu importantă, ci foarte importantă. Să sperăm că totul va fi bine și că vor decurge lucrurile exact așa cum trebuie, cu credință. O să mergem mai departe și cu optimism. Să sperăm că totul va fi bine, că este doar o criză de moment. Mă duc, dragilor. Mă duc la somn pentru că iarăși mă prinde miezul nopții și mâine am o zi lungă și grea. Sper să pot dormi. Trebuie să mă duc să fac și un duș și să mă așez în pat. V-am pupat și aveți mare grijă de voi.